O bancă de semințe vegetale e la fel de valoroasă ca o trezorerie. Cea din Harkov, înființată în 1913, găzduia peste 1 milion de specii de semințe și hibrizi. O parte dintre semințele salvate după bombardamentele rușilor ar putea ajunge la Buzău. Vorbim de unități strategice de importanță majoră în ceea ce privește siguranța și securitatea alimentară. Ar trebui să aibă un regim juridic bine pus la punct. Înființată la mai bine de un secol distanță de Banca Genetică din Ucraina, instituția din Buzău are în portofoliu 20.000 de semințe și hibrizi. Cu fonduri suplimentare, prin PNRR, instituția din Buzău își poate extinde suprafețele și astfel fermierii pot primi semințe autentificate. Noi dăm spre folosință fermierilor sămânța care are germinație de peste 85%, care are o vigoare mare, vigoarea fiind un indice de calitate. Și banca de gene de la Suceava e pregătită să ofere ajutor Ucrainei, însă deocamdată nu e nevoie, spun specialiștii. Colecția strategică a țării este în siguranță. România s-a oferit să aloce spațiu de conservare la minus 20 de grade. Dacă va fi cazul, eu am pregătit o cameră de conservare în care noi nu avem probe. Genele românești au certificare națională. În ultimii ani au fost asigurate suficiente fonduri pentru selecționarea și depozitarea genelor la Suceava, precum și resurse pentru continuarea cercetărilor.